Mai scump tablou din România, Fata cu mărgele roșii al lui Nicolae Grigorescu a fost expus la Muzeul Național Bruckenthal din Sibiu. Lucrarea a fost cumpărată de un tânăr colecționar român cu suma record de 270.000 de euro. Tot la Muzeul Bruckenthal se află și lucrarea Carcuboi, cumpărată anul trecut cu 170.000 de euro. Cele două tablouri pot fi admirate pentru doar 12 lei, prețul unui bilet de intrare în muzeu.